Mergem mai departe. O femeie de 80 de ani a fost ucisă în propria locuință, aflată într-un sat din Galați. Autorul crimei a lovit-o în repetate rânduri cu un cuțit, iar ulterior i-a acoperit trupul cu o pătură. Vă avertizăm că urmează imagini cu puternic impact emoțional. Bun găsit, vecinii nu au văzut-o toată ziua pe femeia de 80 de ani, iar când unul dintre ei a verificat poarta, aceasta era închisă, fapt care a trezit suspiciuni. Aceștia au intrat în casă, iar acolo au făcut descoperirea macabră. Bătrâna zăcea fără suflare, întinsă în pat, acoperită cu o pătură și cu urme de sânge în jurul ei. Au sunat la 112, iar oamenii legii au descoperit pe trupul femeii mai multe plăgi înjunghiate. Există un cerc de suspect și mai multe persoane au fost chemate la audieri, însă până acum nu a fost descoperit autorul. În continuare se fac cercetări în acest caz pentru a se descoperi criminalul.